Salut, prieteni! Pentru că foarte mulți din dumneavoastră m-ați întrebat de conserva mea de pește, dacă stă bine la borcan, cam cât pot ține produsul preparat ca și timp, ca și durată, le spun multora că pot să-l ții bine în borcan, conservele pe raft, la magazin stau și alea mult, mult și bine. Produsul este foarte, foarte, foarte bine sterilizat, se trag capacele bine, plus că el cu cât stă mai mult, cu atât se macerează și mai bine. El este macerat din prima, el este macerat bine ca osul. Mulți mi-au scris cum e, ce gustare, v-aș îndemna și pe dumneavoastră să faceți preparatul, să vedeți, să vă convingeți că oasele se macerează, să vă convingeți că rezistă mult la ca și produs la borcan. Acum haideți să desfacem unul, să convin pe cineva că a zis că n-a văzut în filmare și că promit să revin cu produsul final să-i demonstrez că oasele sunt macerate. Haideți ca să ne convingem împreună, de ce nu? Îl desfacem că v-am spus că se sterilizează foarte, foarte bine. A văzut că pocnește. Da, și uitați că scoatem din el. Uite, că se vede că se farmă. Uite, am și chiar din coadă, chiar unul este os mai mult. Uitați-l cum se farmă. Uite-l. Uite-l. Să vă pot arăta din oase. Uite-l cum se farmă. Uite-l spinalul. Uitați-l dumneavoastră. Ia uitați. Îl fărm cu totul. Ce spuneți? Este macerat sau nu este macerat? Simțiți os? Uitați, scot carne în continuare din el. Uite spinalul. Îl dăm deoparte să vedem cum e. Ia uitați. Uitați-l. Îl luăm în mână și îl fărmăm între degete. Observați, nu? Cam asta este. Deci, oasele se macerează bine, bine, bine de tot. Uitați-l. Da, cred că v-am convins pe unul dintre voi. Ce pot să vă zic pe tuturor? Încercați produsul, încercați conserva, nici nu știți ce pierdeți. Haideți, care ați făcut sau ați mai mâncat de la mine făcut așa ceva, intrați pe postare, intrați pe canal și spuneți tuturor ce ați mâncat, ce ați văzut, cum ați simțit produsul și celor ce l-ați pregătit, vă rog frumos să dați înapoi, să-mi spuneți cum a ieșit. Ok, o seară bună, vă pup pe toți!